E plin județul de căsuțe vechi, bătrânești, care au fost lăsate de izbeliște și peste care timpul și-a pus amprenta, în special în zonele mai izolate. Unele dintre ele și-au găsit cumpărători, altele însă au fost uitate și părăsite. Din fericire însă, 8 locuințe din satul Runcu Mare din comunalele se vor fi reabilitate și redate unui circuit turistic. Mai mult decât atât, va fi reamenajată aici și vechea moară și locul unde pe vremuri străbunii noștri spălau rufele. Gospodăriile vor fi restaurate de către experți de la Muzeul Astra din Sibiu, iar comunalele se va da trendul în țară, așa cum declară primarul de aici. Foarte bine venit de la Runcu Mare, unde renovăm 8 case, unde satul Runcu Mare va intra într-un circuit turistic, una dintre case părăsite, de, fiindcă ei mai au și altă gospodărie, cu moară, cu tot ce era acolo părăsită. La Runcu Mare. La Runcu Mare, și acum cel puțin acel va deveni un complex, cu moară, cu iazul morii, cu văiaga în care se spălau rufele, cu presa de ulei, cu tot ce avea omul acolo, și o să fie un lucru foarte frumos care să aducă oameni și sperăm să aducem oameni, în primul rând oameni de calitate, care să priceapă fenomenul ăsta. Am și avut un mare noroc, o mare baftă, că ne știi nimic despre modul cum se restructurează. Am vorbit cu cineva la București și spunem care ar fi cel mai bun om care știe să restructureze case. Și atunci a spus, du-te la Muzeul Sibiului, la Muzeul Astra din Sibiu, că acolo este un domn care este chiar acum conduce muzeul și el are cele mai multe proiecte europene, a adus cele mai multe și el știe. Și m-a dus... Bă, eu sunt primarul din Lălesă, bună ziua, uite ce vreau eu, vii să lucrăm acolo. La care omul râs, bă, am de lucru, numai de tine n-am chef, dar hai te rog, pun la mine. Veni până acolo, văzut ce ai, zice, băi, să știi că o să fie proiectul meu de suflet. Acum suntem în partea de proiectare, să vedem ce e de lucru acolo, dar vreau să spun că proiectul de Lălesă este vârf de lance. Deci este cel mai avansat, fiind dus de el, și cam cum se lucrează la noi, copie și restul din țară. Va însemna o conștientizare a valorii pe care oamenii de acolo o dețin. Atâta valorii materiale, casă, pășune și ce ai în jurul tău, cât și a valorii imateriale, pe care trebuie să facem orice, dar care să nu o părăsim, să nu o uităm.